surprins să văd comunitatea fotografică chiar la un loc și ferventă, de la sponsor, de la participanți, de la echipamente, și cea mai mare surpriză au fost chiar participanții. E prima ediție la care particip și am văzut oameni care fac niște eforturi foarte mari pentru, să zicem, pentru assignment-urile de fiecare zi. Mi-a plăcut că am primit întrebări. De obicei, de foarte multe ori când am prelegere, lumea stă, ascultă și pe urmă preferă să pună întrebările în privat. Am avut întrebări, am avut feedback activ al sălii, a fost chiar neașteptat de bine. Ca să dau un răspuns ușor evaziv, așa, fotografie e cea mai lungă relația mea. Ce aduce celorlalți, nu-mi dau seama, eu văd fotografia ca un mijloc de comunicare. Comunicare emoțională, informațională, cum vrem să-i spunem. Și cred că e foarte important, e paradoxal, de obicei fotografii au o meserie destul de solitară. Lumea nu poate să înțeleagă asta, chiar dacă ai multe modele, ai mulți clienți, până la urmă ești tu cu ceea ce faci. E mai mult decât în alte meserii, dar dacă o faci cum trebuie, ai o comunicare. Și e bula aia de aer. Cum ar veni, vine cu această atitudine un pic solitară și în același timp se leagă ce dai într-o parte, primești din partea cealaltă. Expoziția ta de aici, de la Vama, a fost cu fotografie urbană și relația dintre oameni și oraș. Ai face și o expoziție, să zicem, cu Vama Ioții și Vama? Mi-e greu, nu știu dacă aș face orice assignment, e un challenge și e, nu știu dacă Vama Ioții, așa, sună puțin legendar, dar cred că cu oamenii de aici ar putea să fie. Nu-mi dau seama cum aș trata, nu m-am gândit propriu-zis cum aș face, dar mai interesant ar fi să facem mai mulți și să vedem fiecare cum tratează subiectul.